Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Liber de Datorii. Pentru că fiecare dintre noi ne dorim să avem o locuință proprie, să putem să facem această investiție și să o facem cu înțelepciune, pentru ca să nu ajungem și noi la fel ca alții despre care am auzit, care au ajuns să-și piardă locuința, să nu poată să-și plătească ratele. Este important să știm cum să facem acest pas cu înțelepciune. Pentru aceasta am pregătit pentru dumneavoastră niște pași pe care puteți să îi luați înaintea deciziei de a lua un împrumut imobiliar și de asemenea niște sfaturi în ceea ce privesc riscurile care sunt implicate în această decizie, într-un împrumut financiar pentru un imobil. Înainte de a vorbi despre pașii pe care i-a menționat Mirabela, haideți să urmărim împreună un material video în care invitații noștri vorbesc despre riscurile care pot apărea atunci când iei un împrumut sau un credit ipotecar. Fiecare ne dorim să avem o casă decentă, o locuință decentă. Unii locuiesc în apartamente prea mici, unii nici măcar nu au acest apartament și locuiesc în chirie. Și se confruntă cu această dilemă. Ce să facem ca să ne îmbunătățim condițiile în care locuim? Pentru cei care stau în chirie, e poate mai ușor, pentru că ei oricum dau o mare parte din salariul lor pentru chirie. Dacă reușesc să-și cumpere o casă sau un apartament în care rata nu depășește chiria pe care o plătesc acum, eu îi încurajez sau le spun, ați putea să vă faceți un împrumut pentru ca să vă achiziționați un asemenea apartament. Cine are un apartament sau are o locuință și dorește ceva mai mare, eu i-aș îndemna să pună câteva întrebări. Chiar avem nevoie de o locuință mai mare? Ne putem asuma riscurile? Ce se va întâmpla dacă unul dintre noi se va îmbolnăvi sau își va pierde serviciul? Sunt două categorii mari de clienți. Sunt clienți cumpătați, preventivi, și sunt clienți exuberanți și entuziaști. Cei cumpătați își fac de obicei un buget și sfatul este să fii foarte atent la nivelul ratei, credit și dobândă pe care o ai de plătit, astfel încât să se încadreze în suma pe care tu poți să o economisezi din buget, să nu afectezi alte cheltuieli. Cei entuziaști, orice le-ai spune, ei vor să facă ce și-au propus și apoi observă consecințele. Îi sfătuiesc să fie mai liniștiți, mai calculați, întotdeauna să fie atenți la detalii, la adiționalele contractelor de împrumut care prevesc clauze generale, clauze specifice, situații limită și să acționeze în consecință. De multe ori e vorba de dobânzi, de comisioane, comisioane de rambursare anticipată, da, și de alte lucruri pe care banca, în mod normal, nu ți le spune. Când te împrumuți, îți asumi riscul de a-ți pierde o parte dintre libertate. Ești gata să faci acest lucru? Se merită prețul. Ce se va întâmpla dacă la un moment dat nu ne vom plăti ratele, nu ne vom putea plăti ratele? În momentul de față, băncile au un portofoliu semnificativ pe credite neperformante, adică ajunse la scadență și neonorate. În viața oamenilor au intervenit diferite situații limită, neprevăzute, și atunci sunt obiective și de obicei băncile au înțelegere pentru astfel de clienți, pentru amânări la dobânzi, pentru rescadențări, pentru prelungirea termenelor de plată până la cele inițiale. Dar sunt situații când piața a scăzut în mod semnificativ valoarea garanțiilor și atunci creditele nu mai sunt acoperite și nici veniturile nu mai sunt la fel ca la început și atunci se întâlnesc frecvent situații de neplată și incapacitate și se ajunge în final la executare silită. Băncile și aici au fost înțelegătoare, păstrând în bilanț, în bilanțul propriu, creditele acestea neperformante, dar acum la presiunea băncii naționale și a directivelor europene sunt nevoite să vândă aceste portofolii și clienții se vor trezi după ce au fost lăsați în pace 3 ani de zile de către bancă, un fond de investiții să le bată la ușă sau să-i sune cineva de la un call center, să le dea un termen limită și să
se trezească cu casa vândută. Sunt situații frecvente. Familia va ajunge pe drumuri sau avem un plan B? Ei, în momentul în care ai dat răspuns la aceste întrebări și răspunsul la aceste întrebări îți permit să mergi un pas mai departe, trebuie să vezi dacă îți poți permite să-ți cumperi această casă sau nu. E un mare risc să iei împrumut de la bancă și, în orice caz, țineți cont de principiul Scripturii care spune să nu te pui chezaș, adică să nu te pui girant pentru că poți să plătești prețul. După cum am văzut, sunt anumite lucruri pe care este important să le luăm în considerare. Sunt anumite întrebări la care trebuie să răspundem sincer pentru a ne evalua dacă suntem sau nu pregătiți să facem această investiție a unui imobil. Dacă la aceste lucruri am răspuns da și ne dăm seama că, considerând riscurile, suntem pregătiți pentru a face această investiție, vă propunem câțiva pași pe care puteți să-i urmați pentru a vă apropia de împlinirea visului de a cumpăra o locuință. În primul rând, vă încurajăm să cercetați bine opțiunile pentru instituțiile financiare de la care puteți obține un împrumut pentru locuință. Sunt foarte multe bănci, avem multe opțiuni pe piață și este foarte important să cercetăm opțiunile, să aflăm care sunt taxele de administrare, comisioanele și orice alte costuri care ar putea să fie incluse pe lângă dobânda care ne este oferită în costul împrumutului. Pentru a avea o imagine de ansamblu, este important să ne uităm la perioada de rambursare și cu cât perioada de rambursare este mai scurtă, cu atât vom plăti mai puțin în dobânzi, în taxe și în comisioane. Și nu recomandăm creditele imobiliare prin instituții financiare non-bancare, deoarece la aceste sume, după cum am spus și mai devreme, dobânzile și comisioanele pot fi exagerat de mari și putem ajunge să plătim de 2, 3, 4, chiar 5 ori suma pe care noi am împrumutat-o. Este foarte important să afli care este aproximativ plata lunară. Și odată ce ai aflat această sumă, începe să faci o simulare. Vezi dacă poți să-ți permiți asta. Câteva luni, ia acei bani cât ai plăti plata pentru creditul pe care urmează să-l iei și pune într-un cont de economii. Fă lucrul acesta pentru câte luni crezi că este necesar, poate 4, poate 6 luni, și vezi dacă poți și cum te descurci cu această plată. Este important să vezi lucrul acesta pentru ca să nu intri în credit și după aceea să ai o surpriză că nu poți să te descurci cu banii care îți rămân. Și înțelegem că acest lucru poate fi dificil pentru o familie care, de exemplu, stă în chirie, pentru că dacă deja plătim pentru chirie, este greu să mai scoatem încă pe atât adițional să plătim pentru o rată și să facem o simulare. Și realitatea este că dacă ești la limită, poate este cazul să mai aștepți sau să te gândești la cum să faci lucrul acesta. Însă cunoaștem familii care, pentru a face acest lucru și pentru a lua o decizie înțeleaptă, au decis pentru o perioadă scurtă să se mute într-un apartament mai mic, să plătească o chirie mai ieftină, pentru a putea să facă această simulare și pentru a putea pune banii deoparte, să se asigure că atunci când vor face pasul acesta vor ajunge să plătească și că nu vor avea alte probleme neprevăzute. Următorul lucru pe care autorii cărții Liber de Datorii îl sugerează este să păstrați o etică de muncă excelentă, să dați 100% la locul de muncă. Este foarte important să nu facem scuze și să nu muncim doar pentru a trăi de la o zi la alta, doar pentru a ne plăti facturile, dar pentru a planifica pentru viitor și să știm că avem un viitor în locul nostru de muncă, că avem o posibilitate de avansare și asta necesită o investiție din partea noastră. Chiar să dăm totul, chiar să poate să facem ore suplimentare, dacă este posibil, pentru a putea avea un venit suplimentar. Poate că putem să mai facem o activitate pe lângă locul de muncă pentru a câștiga ceva pe deasupra ceea ce avem, pentru a putea pune deoparte cât mai mult pentru avans și pentru această perioadă de simulare. Păstrează un raport de credit bun și poate nu ați auzit despre raportul de credit sau nu știți ce este un raport de credit și vom intra mai în detaliu asupra acestui lucru în emisiunile viitoare. Dar ca să vă faceți o idee, un raport de credit este o bază de date care există deja în România cu toți cetățenii acestei țări,
care primesc o notă de la 0 la 850, în funcție de cât de bine ți-ai plătit datoriile până acum, dacă ți-ai plătit datoriile la timp, dacă ai avut datorii, dacă nu ai avut datorii, cât de multe datorii ai, toate acestea contribuie la această notă pe care o primești. Și când o bancă analizează situația ta financiară, se va uita la acest raport de credit. Biroul de credit din România are o evidență a acestor lucruri și băncile se uită și analizează situația ta financiară. Cu cât istoricul tău este mai bun, cu atât dobânda pe care banca ți-o oferă va fi mai mică. Următorul punct are de a face cu raportul tău de credit și, de fapt, este modul în care putem să avem un raport de credit bun, benefic, pentru investițiile noastre viitoare. Este să ne plătim datoriile la timp. Vom discuta mai în detaliu despre diferite tehnici și modalități de a planifica plata datoriilor pentru a le elimina, dar în principiu vrem să plătim datoriile de la cele mai mici până la cele mai mari și pe măsură ce eliminăm datoriile mai mici, putem să punem acea sumă pe care o plăteam către împrumuturile mai mici pentru a le plăti pe următoarele mai mari și tot așa până când eliminăm restul datoriilor. În ultimul rând, este important să ne uităm la ceea ce urmează să cumpărăm, la locul pe care urmează să-l cumpărăm, dacă este un apartament sau o casă. E important să ne uităm la locația în care este acest imobil. Dacă ne place acolo, dacă este o zonă frumoasă, să vorbim cu oamenii, să vorbim cu vecinii. Cum este zona? Este o zonă liniștită? Poate nu este liniștită. În multe cazuri nu vei putea să vinzi acel imobil în primii 5 ani. Deci gândește că va trebui să locuiești acolo cel puțin 5 ani. Dacă este posibil, încearcă să-ți găsești un apartament în chirie în zona aceea. Locuiești o lună, două și vezi cum te simți acolo. Vezi dacă este un loc bun pentru tine și familia ta. Avem prieteni care au avut o experiență neplăcută și au cumpărat o casă fără să se gândească într-o zonă în care după ce s-au mutat și-au dat seama că erau multe baruri, era gălăgie noaptea, copiilor nu puteau să doarmă sau invers, au avut vecini care nu suportau copiilor mici, care strigau sau plângeau sau alergau într-una în casă. Și a fost un chin pentru ei până au putut să vândă apartamentul și să se mute într-o altă locație. Cunoaștem niște prieteni care chiar s-au mutat în chirie și și-au dat apartamentul cumpărat în chirie pentru a putea avea liniște și pentru a putea locui undeva până când au putut să vândă apartamentul. În încheierea emisiunii de astăzi, vreau doar să ne uităm un pic înapoi la lucrurile pe care le-am învățat astăzi. Și am vorbit despre cum să-ți cheltuiești banii cu scop. Pentru că, așa cum am văzut în lecția de astăzi, avem o responsabilitate cu resursele pe care Dumnezeu ni le-a dat. Iar dacă scopul tău este să îți cumperi o casă, o locuință, am văzut care sunt riscurile asociate cu unui credit imobiliar și care sunt pașii pe care ar trebui să-i facem înainte să luăm această decizie. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi pentru încă o emisiune Liber de Datorii, iar până data viitoare, nu uitați să cheltuiți cu scop!